Tu ai avut numai iubit sau ai fost și băiat? Mi-e și foarte greu să formulez lucrurile astea, că... Nu, nu, nu. Iubită nu am avut niciodată, sunt prietenă cu toate fetele, dar ca și eu, cum aș fi și eu fată, de fapt, iubiți am avut, v-aș minți să mă opresc la Nu, spun un număr. Mulți. Nu vreau să știu un număr. Da, totuși ai vocea foarte subțire. Ai luat ceva, tratament hormonal ca să-ți subțiezi vocea? Nu, din păcate nu am luat nimic. Din păcate asta mi-e vocea. Bineînțeles că... Dar de ce spui din păcate? Că presupun că îți place. Dacă ai fi avut, ai fi fost un corp de femeie și, și o voce de bărbat. Pot să vorbesc și gros, dacă vreți. Adică tu te chinui acum ca să vorbești subțire? Nu, vocea mea e asta, dar eu pot să-mi schimb vocea ca să vorbesc și de bărbat. Dacă ai fi băiat. Adică tu ești, dar... Cum ar fi să joci rolul unui bărbat? Hai să spunem așa. Dacă eu aș fi bărbat și aș veni la o fată să o cer în căsătorie, da. Vreți să vă arăt cum aș proceda? Nu, vreau să-mi arăt cum ei spune, cum ar fi vocea. Bună seara, nu mai pot fără tine și de acum înainte vreau să fii soția mea. Da, părul ăla tot nu e al tău, nu? Adică tu ai părul lung, dar presupun că ai și meșe, nu? Da, părul meu e cam până pe umer, așa, dar port meșă, depinde cum, în ce, cum mă îmbrac. Da, și dacă n-ai fi într-un platou de televiziune să faci acest rol, cum te duci tu la piață îmbrăcată? Că presupun că faci și tu piața, ca orice om. Tot timpul, da, îmi place să fac piața, tot timpul, pentru că nu am cine să mi-o facă. Nu am avut, dar acum am. Mă duc tot timpul în fustă scurtă și la piață. Și machiată tot timpul? Nu e neapărat chiar machiată. Mă duc și nemachiată de multe ori, pentru că poate nu am timp necesar ca să mă machez. Și atunci trebuie să plec nemachiată. Da, tot eu sunt, de fapt. Da, tu ai implant mamar? Ai silicoane? Nu, nu. Nu am silicoane și chiar mi-aș dori să fac acest lucru. În afară de alte, așa, dar silicoane mi-aș dori. Da, vrei, presupun, să faci și operația aceea controversată de schimbare de sex? Da, sigur, de ce nu? Dacă s-ar putea, bineînțeles. Că, da. Da, tu vrei să te lansezi în acest domeniu al muzicii populare? Da, vreau să mă lansez și în următoarele emisiuni voi și cânta, pentru că acum am scos un CD-ul de muzică populară la noi în Maramureș. Mulțumesc domnului Lica Angel, care s-a ocupat de mine, și Ancuța, niște oameni deosebiți. Și chiar, de ce nu la toți oamenii care mă apreciază, pentru că până la urmă asta sunt, alta nu mă mai fac niciodată decât asta sunt. Da, ți s-a întâmplat vreodată, nu știu, în adolescență, în tinerețe, să te jignească oamenii, să spună că de fapt de ce umbli așa, că ai probleme, ți s-a întâmplat? Da, la început chiar poate că eram oprită de oameni și mă întreba și eu asta simțeam și nu avea ce să... Adică nu te deranjează? Nu, nu. Chiar acum deloc. Oamenii sunt obișnuiți, sunt respectată, sunt foarte căutată, chiar opresc mașini, fac poze cu mine oamenii, doamne, domni, mă rog, în fine. Serios? Da, și chiar mă bucură faptul că lumea mă apreciază și pentru că sunt și foarte intelectuală. Aha. Și... Bun. Adică citești mult, nu? Da, da. Ce îți place să citești? Îmi place să citesc așa, din ziare, din reviste.